La întâlnirea ce a avut loc în prezența ministrului delegat pentru energie, sindicaliștii au propus alternative la măsurile luate de administrație, neacceptând reducerea programului de lucru la 4 zile pe săptămână, ceea ce ar însemna pierderea 20% din salariu. Noi sperăm întotdeauna să se ducă 5 zile la muncă, să găsim alte variante și nu reducerea la 4 zile, spunându-vă că în afară că pierd 25% din salariu, pierd și la vechimea muncă și la concediu de odihnă. Iar societatea nu câștigă ceea ce și-a propus. Ambițiile de a spune că de ce să dau o anumită sumă de bani ca să stea acasă nu și-au rostul. Societatea trebuie să câștige. Deci rămâne valabilă săptămâna de 4 zile de la 1 iunie sau nu? Nu rămâne valabilă din punctul nostru de vedere. Sindicaliștii Federației Naționale Mine Energie au propus ca măsurile de criză să fie suportate și de către directorii din Complexul Energetic Oltenia. Am propus ca plafonarea salariilor pentru tot cei din conducere să se limiteze la 80 de milioane. Sunt lucruri pe care noi le-am propus pentru a aduce economii în această societate ca să supraviețuim până la 31 decembrie. O altă măsură propusă de sindicaliști a fost venderea unui sediu cumpărat recent de administrație pentru mutarea birourilor directoratului, investiție considerată păguboasă. Printre mai multe soluții pe care le-am propus pentru a reduce cheltuielile a fost și aceasta. O altă soluție pe care am propus-o este aceea ca cei din complex să vândă sediul actual, care oricum a fost achiziționat fără niciun fel de argument, vor recupera 3 milioane de euro care i-au investit. Sediul complexului să fie aici, iar sucursala să se ducă în teritoriu, Motru, Mătăsari, Rovinari, unde se face producția și unde și are locul ei, fiindcă sucursalele Termo nu sunt la Târgu Jiu. Și atunci mai sunt încă 3 milioane bani pe care îi vom avea de aici. Comisia paritară se va întâlni începând de mâine, urmând ca variantele găsite să fie prezentate luni ministrului delegat Constantin Niță și puse în aplicare.